familia, încotro. Ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horia numărul 29. Această lipire înseamnă acea decizie de a te deschide și de a primi deschiderea celui cu care te-ai căsătorit, Este nevoie de o inimă deschisă, fără prejudecăți și fără condamnare, ca să se întâmple acest proces așa cum se cuvine. Termenul se va lipi este un termen foarte, foarte sugestiv. Iov în cartea lui, în capitolul 38, versetul 38, vorbește despre modul în care se formează noroiul. Cum picăturile de ploaie cad pe pulberea prafului și formează noroiul. Este același termen aici, se va lipi. Praful este clar, e ăsta și apa e clar. E asta, nu? Nu se face nicio confuzie. Dar când ai amestecat praful acela și ai făcut noroi cu apă și iei noroiul ăla pe deget, spuneți-mi care e pulberea și care e apa. Nu mai poți să spui. Aceasta vizează aspectul acesta al lipirii. Este un proces de viață. Și pe măsură ce timpul trece, lipirea asta este tot mai puternică. Îs ca și două vase comunicante, care comunică printr-un capilar, care se lărgește în timp. Și la un moment dat, cele două vase este la același nivel. Imaginați-vă că sunteți două vase, și sufletele v-au ajuns la același nivel și puteți comunica deschis. Este o alipire intelectuală în care gândirea începe să semene și sunt tot mai puține contradicții. Este emoțională și ajungi să începi să știi ce simte celălalt. Poate ați avut această experiență fiecare. Să dați telefon exact atunci când soția sau soțul aștepta să comunice, să spună ceva. Și cum de știut să sun chiar acum? Este ceva care comunică între noi. Este ceva care atunci când dorești ca această alipire să se înfăptuiască, să și înfăptuiește. Vreau să fac un scurt comentariu. De obicei, Dumnezeu nu pune două persoane care seamănă mult una cu cealaltă împreună. Ori unul e tăcut și celălalt vorbăreț, ori unul e închis și celălalt foarte expansiv, ori unul este foarte blând și celălalt iute, din fire. De obicei, Dumnezeu așa pune soțul și soția unul lângă celălalt. Așa e și la dumneavoastră, da? Da, cam așa? Deci, observați că Dumnezeu nu ne pune să semănăm foarte mult unul cu celălalt. Înseamnă că suntem binecuvântați. Știți de ce? Imaginați-vă că s-a terminat nunta și fiecare are lada lui cu cadouri, asta din partea miresei, asta din partea mirelui și acum surpriza. Să vedem ce scoatem de acolo. Și mireasa scoate un prăjitor de pâine. O, ce bine că avem prăjitor de pâine. Și după aia scoate și el prăjitor de pâine. Avem două. Și tot așa. Fiecare scoate și celălalt exact același lucru și până la urmă au din fiecare de câte două ori. Da? Nu e așa că e mult mai puțin decât ar fi, dacă ar fi fost diferit într-o ladă și în cealaltă? Ei, așa se întâmplă și cu noi. Dumnezeu ne aduce cu o zestre diferită să avem mai mult, nu mai puțin. Și greșeala noastră este că ne gândim că dacă nu-i ca noi, atunci e bai.
Dar de-abia atunci ai teren de explorat și de înțeles ca să te poți alipi. De-abia atunci ești binecuvântat, când ai mai mult, nu când ai mai puțin. E adevărat că unii, având prea mult, nu mai știu ce să facă și după aceea risipesc, da? Dar în situația noastră, Dumnezeu lasă lucrurile așa, tocmai ca să învățăm acest principiu foarte important. Atunci când noi ne-am cunoscut și am început să fac vizite venind din alt oraș, cele pe care am simțit că trebuie să o abordez și să cer prietenia, ea era foarte contrariată din pricina faptului că veneam din Cluj până în Ogna Mureș și nu ziceam nimic. Și tăceam. Atunci am făcut o probă. Știa că vin. O luat așa un coș mare de haine spălate. Și când am intrat în casă, a început să calce. Să vedem când începe să vorbească. Și eu călcat, cred că termina coșul, până când o izbucni la un moment dat și o zis, tu de ce taci tot timpul? Și eu am dat un răspuns foarte spiritual atunci. Am zis, cine vorbește mult, păcătuiește mult. Este un cuvânt din Scriptură, vă pot dovedi. În Iacov, mi se pare, da? Și ceea ce a concluzionat Adrian atunci este, na, dacă m-am mărit cu ăsta, mi-am închis viața. Pentru că ea era la polul celălalt, vorbea mult. Ce credeți că s-a întâmplat în timp? Eu am devenit mai vorbăreț și am mai tăcută. Am început să semănăm unul cu celălalt. Eu treceam o ființă ursuză și răutăcioasă, ea foarte veselă și deschisă. În timp am învățat să râd. Și ea a învățat să nu mai râdă chiar la orice. Și în felul acesta se realiza acea alipire care pleacă din lăuntru. În acest aspect sunt cuprinse elementele esențiale din viața de familie. Alipirea vizează elementele de comunicare, să înveți să vorbești cu celălalt. Cum rezolvi conflictele din casă. Cum iei deciziile. Nu o să intrăm în elemente de detaliu. Acum vreau să vă întreb altceva și cred că e corect că iau decizia amândoi. Vreau să vă întreb altceva. Cine este responsabil de decizii? Pentru că este următoarea întrebare. Soția ta ia o decizie, nu i-a spus nimic 3 zile și după 3 zile decizia aia duce la dezastru. Ce faci? Îi zici ceva sau te rabi să nu îi zici că a fost ideea ta? Vedeți? Aici trebuie să fim foarte serioși. Pentru că dacă amândoi iau decizii și bărbatul poartă responsabilitatea, dacă ai știut de hotărârea ei și n-ai zis nimic atunci, când o ieși prost, fii sigur că ești de vină și a fost decizia ta că ai tăcut atunci. Deci nu-i mai reproșa. Când am descoperit principiul ăsta, este în numer 30, puteți să vă notați, în numer 30 spune și este acest principiu acolo dezvoltat. Când am descoperit asta, haideți să-l punctăm atunci un pic mai bine, este una din elementele care țin de alipire, problema deciziilor, a responsabilităților pe care le avem unul față de celălalt și înaintea lui Dumnezeu. Sunt aici câteva cazuri distincte. Termină repede cu un bărbat care face o juruință Domnului sau un jurământ. Sunt două lucruri aici. Juruința este când iei un angajament în fața Domnului de post, de sfințire, de ceva de felul ăsta. Și celălalt, făgăduiala, este un cuvânt pe care ți-l dai unui om. Ți-ai un angajament că faci un lucru. Da? Promiți că faci ceva și aici zice simplu. Când faci una sau alta, să iese cu ce o ieși, să facă potrivit cu ce o ieși din gura. O terminat. Și acum, juruința femeilor. Când o femeie o face o juruință Domnului, sunt câteva cazuri aici. Când e fată și în casa părinților ei, când s-a măritat și în casa bărbatului ei, sau când e văduvă sau e singură. Și când e văduvă,
sau despărțită de bărbat în versetul 9, iară e simplu. Făgăduința cu care se va fi legat de ea va rămâne în picioare pentru ea. Când e vorba de o fată, zice că tatăl ei poate să desființeze angajamentul pe care și l-a luat, făgăduința pe care a făcut-o, chiar Domnului, și ea va fi socotită nevinovată de păcatul ei pentru că nu i-a dat voie tatăl ei. Când se mărită și în casa bărbatului ei, lucrurile stau la fel. Uitați-vă care sunt concluziile. Din 10, căreia subiectul femeia măritată. Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruințe sau se va lega cu vreun jurământ, deci cele două, spre Dumnezeu sau spre semeni, și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu-i zice nimic și nu oprește, toate juruințele ei vor rămâne în picioare și toate făgăduințele prin care se va fi legat de ea vor rămâne în picioare. Deci ai aflat că o zis, m-am angajat la cutare lucru și nu zici nimic, o rămas în picioare. Dar dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruință și orice făgăduință ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preț. Bărbatul ei nu le-a primit și Domnul o va ierta. Deci, dacă tu ca și cap al familiei ești isteț și înțelept și mai ales ai stat și mult în rugăciune și îți dai seama că soția ta a luat o anumită decizie care nu-i bună, trebuie să-i spui atunci. Dacă nu-i spui atunci și-a trecut timpul, atunci nu mai poți reveni. O să vedem imediat. Dar trebuie să analizezi în momentul acela. Și dacă nu ești mai isteț ca ea atunci și nu ai o percepție mai bună asupra situației, dacă după 3 zile se întâmplă rău, nu mai poți să dai vina pe ea, pentru că ai auzit-o la timp. Dacă n-ai fost cu 5 minute mai deștept, nu te da mai deștept după aia. Nu mai are niciun sens, ci asumă-ți responsabilitatea. Și acum în 13 accentuează bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desființa orice juruință, orice jurământ cu care se leagă ea ca să-și mâncnească sufletul. Și anume, dacă nu-i zice nimic, zi de zi, după ce află de lucrul acesta, el întărește astfel toate juruințele și toate făgăduielile cu care s-a legat ea. Le întărește pentru că nu i-a zis nimic în ziua când afla de ele. Deci, când are o inițiativă soția ta și nu zici nimic, nici astăzi, nici mâine, prin aceasta întărești inițiativa ei și zici, este decizia mea. Sau zici, răspund de această decizie înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu le primește după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui. Acum ar putea să zică, cum adică bărbatul meu are dreptul să desființeze ce am hotărât eu și ce vreau eu să fac? Și Scriptura zice da. Știți de ce? Pentru că el răspunde înaintea lui Dumnezeu de ce se întâmplă și cum iese. Și atunci are dreptul și să cenzureze. Vă dați-mi voie să spun că dacă eu răspund de un lucru înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fiu foarte serios cu lucrul acela, dacă e bun sau nu. Pentru că dacă aș avea o nevastă pusă pe avere care m-ar împinge să fac ceva ilegalități ca să câștig mai mulți bani și ar veni cu o sugestie, uite-te, s-a înființat un nou Caritas și am putea câștiga de 10 ori, nu de 8, cum s-a câștigat cândva, și eu aș lua-o pe linia aia sau i-aș da voie să o facă, ar fi păcatul meu înaintea lui Dumnezeu. Și atunci am dreptul să zic nu în situațiile acestea. Dar observați, aici nu este vorba de un fel de Superman care își dă aere de șef, care nu are niciun fel de discernământ și zice arbitrar nu sau da. Ci trebuie să ia o analiză foarte clară asupra lucrurilor. Iar dacă greșim, pentru că toți greșim, să ne asumăm responsabilitatea. Deci, în această zonă vizează atitudinea pe care avem unul față de celălalt și se construiește în timp. Dar ca să se zidească în acest domeniu, este nevoie de dorința fiecăruia și de voința fiecăruia în a zidi această relație. Dacă nu avem bună voință, nu iese nimic. Dacă ne pândim unul pe celălalt, dacă ne vânăm greșelile, dacă nu înțelegem că să te puși unul lângă celălalt ca să ne dezvoltăm și să ne ajutăm, atunci cu niciun caz nu se va întâmpla această alipire sufletească. Și e absolut necesară.
Am menționat ceva de diferențele care sunt între un bărbat și o femeie. Ele sunt diferențe emoționale, de abordarea lucrurilor, de a percepe lucrurile. Dacă nu ținem cont și nu învățăm ca bărbați asta, nu avem nicio șansă să aducem armonie și pace în căminul nostru. Am întâlnit oameni care au îmbătrânit și nu au priceput niciodată că soția gândește diferit de ei, că primează sentimentul, că sunt înzestate cu anumită intuiție. Am un prieten cu care studiem Scriptura din 75 și o facem și astăzi. Poate îl știți, unii dintre dumneavoastră ați auzit de Beniamin Fărăgău, au scris și ceva cărți și știți. Și îmi spunea la un moment dat de o situație de felul acesta. Pe soția lui o cheamă Nora. Și s-au confruntat cu o problemă la care trebuia să-i dea un răspuns. Și Nora a zis, așa va fi. Și el a stat 2 săptămâni cu Scriptura până a ajuns la concluzia ei. I-a spus dintr-un foc, așa va fi. Și lucrurile așa stau. Există o intuiție de care trebuie să ții cont când iei decizii. Există o delicatețe în ceea ce aduce femeia în relație, de care trebuie să ții cont, trebuie să o înțelegi. Îmi place să compar relația asta dintre soț și soție cu un tablou, un tablou frumos. Tabloul întreg este soțul și soția. Dar în tabloul acesta este o structură de rezistență, este rama, este pânza care este întinsă pe ea, este schițarea desenului. Deci, dacă nu ținem cont de aceste lucruri, greșim și nu suntem fericiți. Știu că le-am învățat lucrurile acestea din experiență. La un moment dat, când mi s-a născut, de fapt, al doilea băiat, era o iarnă foarte, foarte grea. Nu se circula cu mașina, era întreruptă circulația peste tot. Și atunci am hotărât să, la binecuvântarea copilului, să invităm familia soției, eram acolo în cartier cu toții, se putea merge pe jos, și să facem o altă masă cu părinții mei. Și Adrian a zis, nu-i bine asta, nu-i bine asta că s-ar putea să se supere că nu e în aceeași zi. Eu am zis, în regulă, că eu le vorbesc, le explic și o să vadă că e mai bine așa. Cu toate că aveam impresia că îi cunosc foarte bine pe a mea, mama s-a simțit puțin supărată după ce n-am invitat-o în prima zi. Și mi-am dat seama de acest simț pe care îl are care eu nu-l am. Deciziile mele sunt reci, sunt raționale, sunt seci. Ale ei aduc sentiment și culoare, aduc căldură. De ce ea trebuie pusă la oaltă? Dar și culoare și căldură, fără raționament, nu merge. Și atunci trebuie aduse la oaltă și împletite, puse împreună. Deci este adevărat că aceste hotărâri trebuie luate împreună, dar trebuie să ne cunoaștem pentru ca să putem lua hotărârile corect împreună. Și pentru asta trebuie să avem o inimă deschisă. Cum se poate că pentru mine 1 plus 1 e 2 și pentru ea e 3? Nu? Se întâmplă? Vi se întâmplă câteodată așa? Adică ce vreau să spun? Când vin cu o argumentare logică și mie mi se pare, domnule, atât e de clară încât oricine ar trebui să se plece în fața acestei argumentări, că e logic. Și îmi dau seama că pe ea nu afectează prea mult și nu îi spune tare mult, oricât e de logic. Atunci Dumnezeu m-a învățat în timp să accept că există un mod de gândire cu inima, nu neapărat cu creierul, care este valid în fața lui și care trebuie să îl iau în considerare. Și anume, acea implicație emoțională care este mai pregnantă în inima unei femei decât a unui bărbat. Și să nu mă duc neapărat după 1 plus 1 fac 2, ci să accept câteodată că ar putea să fie 3. Adică vreau să spun, să accept că nu trebuie să țin cont strict de elementele raționale în ce se întâmplă, că trebuie să înțeleg răspunsurile emoționale. Sunt lucruri pe care le acceptăm cu mintea, dar nu le acceptăm cu inima noastră, mai ales când e vorba de schimbări. De schimbări după ce am crescut într-un anumit tipar, este foarte greu să acceptăm schimbările respective. Interiorul nostru
Sufletescul nostru determină, de fapt, relația noastră cu exteriorul. Ce suntem înăuntru determină cum ne comportăm în afară și cum acționăm în afară. Și subliniez acest fapt, dacă nu este deschidere între noi, totală, nu poate fi această alipire așa cum ar trebui să fie. Gândiți-vă numai la comunicare. Dacă într-o zi soțul tău vine acasă și se uită în ochii tăi și zice, îmi pare rău și mi-e rușine, dar am înțeles că până acum n-am fost ceea ce ar fi trebuit să fiu ca soț. Dacă în momentul acela te uiți la el și zici, tot asta spun măi blegule, de când ne-am căsătorit și nu vrei să pricepi, cu siguranță acea deschidere va fi blocată poate pentru totdeauna. Dacă în momentul acela îi spui, fiecare dintre noi ajungem la concluzii adevărate mai repede sau mai târziu, dar cred că nici eu nu te-am ajutat destul ca să fii cum ar fi trebuit să fii, atunci ai câștigat o inimă deschisă, care se va deschide în continuare. Și să știți că pentru bărbați este tare greu să-și recunoască falimentele. Sunt mândri și orgolioși. Și greu, greu ajung să coboare de pe acel piedestal al cine-s eu. La fel, dacă soția ta la un moment dat vine și își deschide inima, e posibil ca mărturisind sau făcând o observație pe care n-ai îndrăznit să o faci, să fii întâmpinat cu o respingere. Și când ești întâmpinat cu respingere, te închizi. Când poți ajunge la acel grad de comunicare încât să spui fără teamă tot ce e în inima ta? Sunteți acolo? Comunicați în felul ăsta? Îndrăzniți să spuneți tot ce vă trece prin gând? Și știți că aveți o inimă care înțelege și o minte care primește ceea ce vă frământă și vă doare? Poate că nu. Dar vă trebuie ani ca să câștigați această adâncime. Și nu numai atât, trebuie disponibilitate și o decizie de alipire. Așa cum decizi să schimbi prioritățile și zici, nu mă mai interesează, de azi înainte, nevasta mea este cea mai importantă ființă umană pentru mine. Și orice intriși din afară, voi fi surd la ele. Dacă sugestii binevoitoare care ajută relația noastră, mergem înainte, dar filtrează relația cu alții prin relația cu nevasta ta. Și învață să fii un tampon între alte păreri și ceea ce îți cere relația cu ea. Cum se poate ajunge acolo, încât atunci când te uiți în ochii soției tale, să știi ce anume se petrece în sufletul ei. Nu știu dacă vi se întâmplă dumneavoastră. Noi săptămâna viitoare o să avem 25 de ani de când ne-am căsătorit. Și mă uit la Adriana și o descriu și descriu exact care sunt sentimentele din lăuntru ei. Pentru că am început să învăț ce înseamnă fiecare gest cât de mic din sprâncenele ei, de pe fața ei. Am învățat ce înăuntru, când are o anumită expresie a feței. Și spune exact ce se întâmplă și cum este. Și ea știe când sunt într-o stare sau în alta și mă cunoaște. Și am observat de-a lungul timpului, din pricina acestei alipiri sufletești, care s-a creat între noi, că putem să ne ajutăm unul pe celălalt. Și am mai observat ceva. Dumnezeu, care este împletit cu noi în această relație, nu a lăsat să se întâmple ca amândoi să fim într-o groapă în același timp. Când vorbesc de o groapă, mă gândesc la o stare depresivă. Știți că li se întâmplă și predicatorilor. Da? Și ei sunt la fel de oameni ca și ceilalți. Este doar o problemă de dar spiritual care ne diferențiază. Și în momentele acelea când simți că n-ai mai face nimic, că nu te-ai mai implica în nimic, că parcă a fost destul, că s-a pus capac la toate,
Poate este și experiența noastră când veniți descurajați la servici într-un anumit loc. Știți care e frumusețea? De totdeauna când eu am fost într-o stare din aceasta, soția mea a fost cea care m-a prins și m-a scos de acolo. Nu mi-amintesc să se fi întâmplat ca amândoi să fim în groapă în același timp. Și când ea era așa, eram eu mai breaz și puteam să trag căruța mai departe. Când mă uit în urmă, spun, în orice perioadă a căsniciei noastre, ne-am înțeles tare bine. Dar cât de puțin am știut la un an de la căsătorie și cât de puțin cucerisem unul din celălalt atunci față de acum. Și auzeam comentând pe unii în jurul meu, după un an de la căsătorie, gata. Nu e adevărat. Acum, experiența care ne adună la oaltă și ne unește este mult mai serioasă și bazele pe care stăm împreună decât atunci. Pentru că am tot zidit, am tot căutat, pentru că ne-am pus inima să înțelegem. Și a spune inima să înțelegi înseamnă să aplici ce știi. Să lași încăpățânarea și orgoliile la o parte și să deschizi drumul ca praful și apa să dea noroiul, să facă acea unitate în care nu mai poți să spui care este sufletul unuia și care este a celuilalt. Până și în ce privesc gusturile, ni le știm. Și știu ce i-ar place ei, și știe ce mi-ar place mie, și știe ce m-ar deranja. De aceea este important să te întrebi atunci când faci ceva, când întreprinzi ceva, ne va apropia ceea ce intenționezi să fac sau ne va distanța. S-ar putea să știi de la început și să-și nu mă interesează. Și atunci e grav. Determină o reacție negativă? Deranjează ceea ce vreau să spun sau să fac? Ce exprim prin asta? Tăruire de sine în dragoste sau egoism? Care mă interesează mie să-mi meargă bine și eu să fiu fericit. Cât de mult lucrezi tu ca relația dintre tine și soția ta să fie în armonie? Dintre tine și soțul tău să fie în armonie? Cât te rogi ca să ai o relație deschisă și de plină cu soția ta sau cu soțul tău? Cât se bucură soția ta când vii acasă sau soțul tău? Sunt întrebări care ar trebui să definească într-un fel cât de mult v-ați alipit unul de celălalt. Este un proces de o viață și este o decizie. Decizia să lași și decizia să te lipești. Și nu poți lăsa niciodată standardele și niciodată nu poți renunța. Astăzi trebuie să o faci mai mult decât ieri. Este un proces care ne duce spre desăvârșire. Paradoxul este că atunci când dai tot, de-abia atunci începi să ai, că așa este în relația cu Dumnezeu. Dragostea Lui a însemnat să dea și să-L dea pe Hristos. Și dragostea noastră în față de celălalt înseamnă să dăm, să lăsăm, să renunțăm. Asta e motoul tău, renunțare și acceptare. Dar când este renunțare și acceptare, nu ai devenit unul călcat în picioare, ci de-abia atunci simți bucuria și împlinirea. Pentru că dacă semeni cu Dumnezeu, de-abia atunci te bucuri când vezi că cel de lângă tine este în cel mai mare confort, se simte cel mai bine. Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia.
încotro.